Ministrul Infrastructurii Andrei Spână a publicat astăzi toate contractele de livrare a energiei electrice semnate în 2022 de Energocom și centrala de la Cuciurgan. Asta după ce în spațiul public au apărut mai multe apeluri în acest sens. Oficialul spune că autoritățile vor continua să-i asigure pe consumatori cu resurse energetice și vor avea grijă ca informațiile referitor la acțiunile guvernului în domeniul energetic să fie publice. În total, pe parcursul anului trecut, între Energocom și centrala de la Cuciurgan au fost încheiate nouă contracte de achiziție a energiei electrice produsă în stânga Nistrului. Primul act a fost semnat în aprilie și prevedea livrări de curent pentru luna mai. Prețul indicat era de 59 de dolari pentru megawatt oră. Ulterior, acest preț a crescut. În noiembrie, în lipsa unui contract cu centrala de la Cuciurgan, după ce Gazprom a redus livrările de gaze, Republica Moldova a cumpărat energie electrică din România. Abia pe 3 decembrie, Energocom a semnat un contract de livrare energie electrice cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Astfel, Chișinăul a decis ca întreaga cantitate de gaze naturale livrate de Gazprom să meargă spre regiunea Transnistriană. În schimbul celor 5,7 milioane de metri cub de gaze livrate de Gazprom, malul drept achiziționează energie electrică din stânga Nistrului, însă doar 53% din necesarul de curent. Mai mult, prețul a crescut de la 59 de dolari la 73 de dolari pentru megawatt oră. Dacă ne uităm în contractul semnat pe 3 decembrie, vedem că pentru luna trecută s-a convenit ca dreapta Transnistrului să plătească stângii aproape 15 milioane de dolari pentru curentul livrat. Însă, dacă privim anexa la acest contract, vedem că luna februarie această sumă crește la peste 18 milioane de dolari. E adevărat că și livrările de curent în luna ianuarie sunt prognozate să fie cu 23% mai mari decât în decembrie. Acum două săptămâni, premierul Natalia Gavriliță a cerut conducerii Ministerului Infrastructurii să publice contractul de furnizare energie electrice semnat de Energocom și centrala de la Cuciurganu. Săptămâna trecută, ministrul infrastructurii Andrei Spânul a spus că în respectivul contract există o clauză de confidențialitate care nu permite ca acesta să fie distribuit opiniei publice și anume din acest motiv documentul nu a fost publicat până acum. Potrivit lui Spânu, centrala de la Cucurgan nu ar fi răspuns solicitării anterioare a EnergoCom expediată către centrala din stânga Nistrului.